Începând cu 16 mai și continuând cu 17-18 mai, se poate spune că cei născuți în zodia gemenilor vor avea parte de o serie de mecanisme sociale care funcționează până la un punct în avantajul lor. De la un punct încolo, chiar dacă nu sunt vizibil avantajoase, sunt sensibil importante pentru tot ceea ce presupune o conștiință, o iluminare sau o lămurire într-o privință. Avertismente, sfaturi, informații utile sau relații care creează premizele unor deschideri, atât la nivelul comunicării interumane, cât și al înțelegerii, care vine în avantajul celor născuți în zodia gemenilor. Pentru aceste persoane, săptămâna viitoare, marcată de faza de lună plină, pe axa Taur-Scorpion, nu este o săptămână greu de suportat. Dimpotrivă, se construiesc tot felul de premize în avantajul lor. Cât privește faza însăși de lună plină, ea este legată de cele două case ale sănătății și dacă unele persoane au probleme, fie legate de regimul endocrin în ansamblu sau strict legate de funcționarea glandei tiroide și a glandelor paratiroide, ori a funcțiilor hormonale, atunci se poate spune că săptămâna aduce o preocupare legată de sănătate, de medicație, ori o îngrijorare temporară cu privire la felul în care ei se simt în aceste zile. Pentru unele persoane însă, care suferă de niște afecțiuni clare, identificate, diagnosticate, care se află sub tratament, această perioadă aduce o slăbire a rezistenței organismului, mai puțină vitalitate și un factor de stres la nivelul psihicului resimțit cu insistență, ca și cum ar fi un factor bruiant, deranjant, perturbator. Toate aceste lucruri pot să fie rezolvate cu înțelepciune, cu răbdare, mai ales că sunt în posesia explicației necesare care să-i și calmeze. Cu alte cuvinte, ei pot să își dozeze medicația sau să își dozeze efortul pe care îl fac de-a lungul unei zile, de așa natură încât să nu supună organismul la un factor de stres suplimentar celui care există deja prin natura bolii și apoi al celui de-al doilea, cel astral legat de faza de lună plină. Între 17 și 19-20 mai se pot înregistra o serie de neplăceri de la prieteni, fie discuții stupide, fie acuzații nedrepte, fie contradicții nejustificate, fie neînțelegeri care au o bază, o explicație undeva în trecut, alteori pot să aibă o explicație în viața aceluia care, cine știe, este și el supus stresului. Dar sunt și alte motivații mai precise, cum ar fi, de exemplu, cele pecuniare, astfel încât unele necazuri pot să țină strict de relația bănească pe care o au cu o serie de persoane. Acelea nu sunt foarte serioase, împrumută bani, nu-i dau la timp, nu-i dau deloc, profită, speculează, insistă, îngroașă obrazul și creează tot felul de situații în care avantajul material să fie de partea lor și dezavantajul de partea celor care s-au născut în zodia balanței. În sfârșit, ar mai fi de luat în calcul întreaga săptămână viitoare ca fiind una periculoasă, vicioasă, șubredă în relațiile de muncă. Acolo pot să apară invidii personale, ranchiune, răfuieli, dorință de răzbunare sau dorință de a-l marginaliza și înlătura pe un geamăn dintr-o competiție.